Iată că revin din nou cu filmarea pentru luna în casa a 10-a. Am spus că am făcut deja o filmare cu luna, cu prezentarea generală a lunii în casele astrologice. Vă rog să o accesați, să o vizualizați pentru a înțelege mai bine despre ce este vorba și noi trecem imediat la treabă. Haideți să vedem cum se manifestă luna în casa a 10-a. Casa a 10-a, prima dată. Ce este casa a 10-a? Este casa care ne descrie statutul. Statutul, cariera noastră publică, ce reprezentăm noi, ce simbolizăm noi pentru ceilalți. În acest context, orice planetă care există în casa a 10-a descrie influența ei asupra aspirațiilor noastre, asupra obiectivelor noastre, modelele din jurul carierei noastre, și al vocației, precum și proiecția figurilor care au autoritate în lumea noastră. Luna în casa a 10-a. Luna în casa a 10-a, ce să zic, nu se simte foarte bine, fiindcă ea, în mod normal, făcând legătura între arhetipul și cu arhetipul casei, avem de-a face cu această casă, așa numită a Capricornului. Și Zodia Capricornului este opusă cu Zodia Racului. În Zodia Racului luna este în domiciliu, se simte bine, în schimb în Capricorn luna este în detriment, este în exil și nu se simte foarte, foarte bine. De aceea, în această casă, cu luna în casa a 10-a, pot să apară schimbări frecvente în carieră, la locul de muncă, cum ne poziționăm din punct de vedere al statutului nostru social. Deoarece persoanele cu luna în casa a 10-a se simt mai degrabă emoțional în privința imaginilor publice și acordă foarte multă atenție cum îi percep ceilalți, cum sunt văzuți de ceilalți, da? Care este poziționarea lor în relație cu ceilalți. Poate fi o poziționare destul de bună pentru toate activitățile de tip feminin, aducând faimă, aducând imagine și chiar temporar o șansă de relansare. Deci cu luna în casa a 10-a poate să aducă faimă, dar atenție la aceste fluctuații, da? Fluctuații în sus, în jos. Cea de-a 10-a acasă, din punct de vedere astrologic, guvernează și părintele dominant, părintele dominant, iar prezența lunii aici ne poate da un indiciu că mama a fost în familie un personaj foarte puternic, a fost personajul dominant. Dar în același timp și posibil ca mama să fi absentat, să fi fost o persoană de carieră, o persoană foarte puternică, o persoană cu o voință foarte puternică și cu o influență foarte puternică, dar în același timp o persoană care a și frecventat absent din cauza acestor probleme legate de carieră. Deci putem să avem anumite implicații pentru cei care ajung la maturizare legată de partea aceasta afectivă, deci cum relaționează ei din punct de vedere afectiv, deoarece poate nu au beneficiat de întreaga afectivitate maternă, da? Luna în casa 10 este foarte pozitivă pentru politicieni, pentru purtători de cuvânt, pentru artiști, da? Persoane care vor să fie în lumina reflectoarelor. Și cum am spus, pe de altă parte este foarte instabilă, da? Poate aduce foarte multe schimbări și transformări în cariera celor care au luna în casa a 10-a, fără ca să existe un model constant de creștere a afacerilor, iar venitul și succesul acestor persoane vor avea un caracter mutabil. Deci când câștiguri foarte mari, când vor trăi de pe o zi pe alta sau se vor strădui din greu să obțină resursele necesare. Pentru persoanele cu luna în casa a 10-a, profesia nu va fi atât de dependentă de eforturile lor, ci mai degrabă în curent cu bazată pe curentul pe curenții, pe tendințele externe care pot să fie extrem de necontrolate.
A venit și al doilea cățel, Hirovino încoace. Deci sunt înconjurată de amândoi căței au urcat sus la etaj, nu știu cum, pe scări. Haideți să continuăm cu Luna în casa a 10-a. Pentru aceste persoane, mai multe eforturi nu înseamnă neapărat mai mult succes. Și, de asemenea, mai puține eforturi nu înseamnă neapărat eșecuri. De aceea, și aici intervine acea doză de echilibrare, da? De echilibrare care toată această echilibrare se realizează, nu uitați, când vorbim despre lună, se realizează din punct de vedere emoțional. Cu luna în casa a 10-a, aceste persoane pot să fie conectate sentimental la ceea ce fac ei, la munca noastră, la munca, la munca lor. Succesele în carieră sunt primite de aceste persoane la nivel emoțional, sunt foarte binevenite, sunt primite cu plăcere, în timp ce eșecurile, care pot să fie niște lucruri normale, niște lucruri care ne ajută să învățăm, ne ajută să evoluăm, pot să rănească cu foarte mare ușurință aceste persoane. Deci, atenție la aceste fluctuații emoționale între ceea ce realizăm și eșecurile, în ghilimele eșecuri, fiindcă eșecurile, haideți să le redefinim, nu sunt eșecuri, sunt numai niște lecții, lecții prin care trecem ca să învățăm și să evoluăm. De asemenea, această lună în casa a 10-a poate să ofere persoanelor care au în harta natală o carismă foarte puternică și o carismă chiar în fața camerelor de filmat. Din punct de vedere al meseriilor, cu luna în casa a 10-a, este specifică persoanelor care lucrează în zona aceasta de administrare, administrarea hotelurilor, administratori în general, manageri, orice activitate care implică oferirea de servicii și de servirea celorlalți, dar atenție, aceste persoane trebuie să fie șefi. Da? Deci nu se simt foarte, foarte bine dacă sunt conduși de către ceilalți. Aceasta a fost luna în casa 10-a. Aștept comentariile voastre, dacă rezonați cu ce v-am spus, dacă simțiți că așa este sau dacă aveți și alte manifestări pe care aștept să le împărtășim aici pe canalul meu de YouTube ca să învățăm de la voi și să vedem care mai pot să mai fie și alte manifestări ale lunii în casa a 10-a. Revin cu alte filmări pentru luna în alte case.